maestrul Moshe Alul, de origine izraelian, da? My name is Moshe. Moshe. Da, numele meu e Moshe. Ce reprezintă și în ce constă ingeniozitatea acestui aparat? Rezolvăm problema cheliei. Nu știu dacă știți cine este pacientul meu. Asta este fostul primar general al Bucureștiului. Discutat cu dâns și am spus, dacă mă ține 2-3 ani, nu, domnule, te ține toată viața. Dar eu am zis, păi asta am zis și eu. Eu sunt primul român care am făcut tratamentul. Implementarea scalpului cu un aparat revoluționar care ușurează foarte mult această procedură, atât în ceea ce privește durerea pacientului, care e foarte mică, cât și timpul petrecut în timpul procedurii. Practic, în partea de sus nu aveai păr până mai acum cât timp? Până mai acum 24 de ore. Se ține partea de sus puțin în spate. Nu am crezut că o să ies așa de bine, deci se vede și din față, deci pur și simplu doar de o oră am făcut acest tatuaj, această pigmentare. Mă simt ok, mă simt mai tânăr. Câți ani aveți? 33. Și la ce vârstă a început calviția la dumneavoastră? La 20 de ani, imediat după asta. E dureros? Nu e dureros. Foarte puțin. Oricum, este ceva suportabil, nu este nicio problemă. În 20 minute se rezolvă totul imediat. Și când ieșiți de acolo și vă uitați în oglindă, nu vă vine a crede. Ziceți că nu mai sunteți dumneavoastră sau sunt tinerii cu 5 ani. Doare ce vă face acolo? Nu, dacă e anestezicul ăla bun și stai timpul ăla care sunea dâns o jumătate de oră, nu doare. Chiar dacă doare, știu cum e, baba suferă la frumusețe, nu? Înainte de tatuaj, pe scalp se întinde o cremă anestezică. Aceasta se lasă 20 de minute pentru a amorți pielea capului. Nu știu ce mi-a dat, dar mi-a dat ceva pe cap. Și după ce a amorti capul, a început să-mi fac operația asta de tatuaj. Moshe Alul, artistul de tatuaje israelian care a inventat aparatul special pentru repigmentarea scalpului, este unul din împătimiții calviției. Problema lipsei părului l-a deranjat pe Moshe mai tare decât pe orice alt tip chel, astfel încât acesta a încercat orice metodă pentru a scăpa de chelie. Nici implantul de păr nu este străin. Israelianul a cheltuit 6.000 de euro în două ședințe de implant, iar rezultatul nu l-a coafat prea tare. It was not enough the first one. They put me some 1200 follicles, but it's nothing when you have half a million on your hand and they put 2000, it looks really nothing. După ce a îndurat și această dezamăgire, contra cost artistului i-a venit ideea micropigmentării. A inventat aparatul de tatuat cu 56 de ace, căruia i-a dat numele celui mai mare fiu al său. Acum, israelianul este căutat și solicitat din toate colțurile lumii, iar procedura sa de micropigmentare costă mai puțin decât una de implant de păr. Ultimul moft de vedete este tatuajul pe cap, o alegere numai bună pentru cei care nu prea mai au păr. Viorel Lis și Mihai Mitoșeru, de exemplu, vor deja să apeleze la inedita procedură. Vedetele se înghesuie deja să apeleze la tatuajele pe cap. Te bate gândul să apelezi la o astfel de metodă? Nu, mă bate nevastă dacă nu o să fac. Eu am chiar o problemă aici, e un fel de tăietură care pare că m-am bătut cu un clan întreg, dar nu, desigur. E o problemă mai veche și vreau să nu se mai vadă. Aici am o gaură și mă cam deranjează. Plus că eu sunt fanul tatuajelor, știi? Dacă era vorba de implant de păr, poate nu mă duceam atât de departe. La inițiativa Oanei și Viorel Lis s-a arătat interesat de o astfel de procedură. Știu că e un eveniment de pus păr. Arată ca și cum ai avea păr în cap, pur și simplu. Mi se pare foarte interesant, cred că la rând tinerii. Mă gândeam să-l sablon pe Viorel. Divele prezente la prezentarea noii tehnologii au dezvăluit cum percep bărbații fără păr. Să tatueze scalpul,
așa încât băieții care nu prea au păr să pară că sunt super, pot să zic așa, virili. Specialiștii recomandă tatuarea scalpului doar când nu mai puteți salva părul. Da, le recomand. Pentru cei care chiar au nevoie. Dar e un procedeu care e forever. Trebuie să fii foarte sigur. Sunt interesată pentru Viorel, pentru acel domn, acel tatuaj de păr pentru cap. Mi se pare ceva inovator, foarte, foarte interesant. Adică să dai impresia că ai păr, cred că te întinerește cu cel puțin 10 ani. Nici jurnalista Mara Bănică nu a rezistat tentației și și-a tatuat conturul ochilor. Mara, ce ți-ai făcut? Nu mi-am făcut nimic, mi-am pus anestezic deocamdată, adică mi-a pus maestru Moșe un anestezic pentru că o să-mi tatueze conturul ochilor, sus și jos. Lui Mihai Mitoșeru i s-a făcut dor de anii tinereții, în care avea și el podoabă capilară. Și cum părul nu mai vrea să-i crească neam, Mito s-a gândit să facă ceva în acest sens. Nu, nu își face implant de păr, ci apelează la un procedeu și mai trăznit. Își tatuează chelia cu o coafiură de toată frumusețea. E bine, dragii mei, așa cum v-am promis nu de mult astăzi, o să vă dezvăluim secretul tatuajului pe chelie. Pentru că este la noi domnul Moșe Alul. Este inventatorul tratamentului de micropigmentare a scalpului pentru persoanele care au chelie. Adică un fel de tatuaj care se face pe chelie și de la o distanță mai mică sau mai mare, efectul este că aveți păr pe cap. Deci e o chestie revoluționară pentru cei care au un început de chelie și nu numai. Dr. Moșe are și el un tatuaj. A fost primul. Ia uitați-vă, dacă puteți aici un groplan, stimați colegi. Deci nu se vede foarte, nu se observă decât dacă te uiți cu lupa, cu foarte mare atenție. Dar dacă îl vedem pe stradă așa, e prezentabil, adică mă înțelegeți, da? Complet surprins. Plăcut surprins de această idee, mi se pare extraordinară. Domnul doctor Moșe are propria lui metodă. Felul în care aplică tatuajul, aici e important de reținut, felul în care se aplică tatuajul dă senzația că sunt fire de păr proaspăt crescute. Fabulos, fabulos. Chiar e o idee incredibilă. Congratulations! Hai mă ridică-te un pic, Robert. Așa, mai uite-te o dată acolo în cameră. Da? E ok? Ce zici? Ești gigoloi? Gata? Aproape! Bravo, Robert! And it looks really like follicles. Mm-hmm. Same. So this guy is not bald anymore. After half an hour... Deci, prietene, nu mai ești chelios. Gata, la revedere, ai scăpat. Bravo! Let's do it! Yes, I will do it now. Ok, deci păpușa te-ai scos. Do it now. Cu emisiunea noastră nu o să mai ai găurele. Ați înțeles? Deci tatuajul pe chelie merge și la femeile care au un pic de probleme, adică mai au păr dun duș și trei băi ca Coana Floarea. Precum Coana Floarea. How do you feel? Da? Okay, it's okay. Hi, how do you feel? I feel nothing. Oh, my God.